La Mănăstirea Cașin a avut loc adunarea anuală a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieș, sub filiala Mănăstirii Cașin. Un moment de bilanț pentru asociație și de reamintire pentru cei prezenți a datoriei sfinte pe care o are asociația față de eroii patriei. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu să stea toate acele evenimente departe de noi și să fie pace. Declar deschisă ședința bilanțului a subfilialei Cultul Eroilor de la Mănăstirea Cașin și vă mulțumim încă o dată că ați reușit să ajungeți astăzi alături de comunitatea noastră. Manifestarea a debutat cu intonarea imnului național, după care membrii filialei au analizat bilanțul activităților anului. S-a oficiat o slujbă de pomenire la Monumentul Eroilor de la Dănuțitea, respectiv Cursa Eroilor de la Polea, ocazie cu care s-au depus coroane de flori de către Primăria Mănăstirea Cașin și filiala Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin. 3. Simpozion de istorie și cultură pe un picior de plai pe gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatră de istorie și spiritualitate, manifestare prilejuită de Ziua Comunei Mănăstirea Cașin. În data de 1 iulie 2022, a avut loc la Căminul Cultural al Comunei Mănăstirea Cașin, simpozionul de istorie și cultură pe un picior de plai pe o gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatră de istorie și spiritualitate. Manifestare prilejuită de Ziua Comunei Mănăstirea Cașin, organizată de către Primăria Mănăstirea Cașin cu sprijinul ansamblului folcloric Mugurași Mănăstireni și cu aportul subfilialei Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin. Realizarea cărții de aur, în care vor fi nominalizați eroii și martirii Comunei Mănăstirea Cașin, care au căzut în luptă în serviciul statului român sau care și-au sfârșit viața în mod tragic ca urmare a violențelor inamicului. Aici, un aport deosebit îl va avea domnul conferențiar universitar doctor general de armată jenică Vasile Apostol, domnul Cătălin Dima, primăria, din ce avem în arhiva primăriei, vom mai merge la Arhiva Națională de la Bacău, deja avem o parte din materiale. Auzeam multe lucruri. Când am început să studiez istoria, mai ales istoria militară, și am studiat-o aprofundat, că așa au fost instituțiile care ne-au format, mi-am dat seama că această zonă este vitregită și nu numai de asta, nu numai Cașinul, ci și Oituzul și toate celelalte. Am discutat-o și am pus-o public, această problemă, la o activitate când Dan Tătaru, răposatul, era adjunct al ministrului apărării, secretar de stat. Și el și-a notat-o și m-a abordat pe urmă și am devenit foarte buni prieteni și dornici să rezolvăm ceva. Viața a fost așa cum a fost. M-a auzit acolo, spunând public la microfon, că este vitregită această zonă pentru că nu are un mauzoleu de talia celui de la Mărășești și de talia celui de la Mărăști. Vorbele lui Nicolae Iorga, neamul este etern prin cultul eroilor, scrise cu litere de aur pe drapelul asociației, constituie pentru toți un imbold și o datorie de onoare de a da dovadă de devotament și cinstire pentru eroii neamului românesc. La primul bilanț, subfiliala este tânără. Tânără prin formare, prin reorganizare, dar prin amplitudinea manifestărilor, a activităților desfășurate și consemnate aici prin două materiale cu suport tehnic deosebit, datorită membrilor subfilialei, îi cunosc, a depășit cu mult calitatea celorlalte prezentări din subfiliale. Nu în toate subfilialele au loc adunări anuale, în primul rând din cauza numărului de membri care nu este consistent, nu este mare ca în cazul subfilialei Mănăstirea Cașin. În câteva cuvinte vreau să mă refer strict la chestiuni tehnice, chestiuni de ale noastre, domnule general, doamna primar, care țin să îmbunătățească activitatea pe viitor. O să supun în final la vot activitatea cu un calificativ pe care o să-l propunem. Este un calificativ propus de biroul executiv, am analizat, noi nu trebuia să ne prezinte cineva această succesiune de evenimente, pentru că știm ce s-a întâmplat aici. În primul rând, pe 25
în sâmbăta viitoare avem, la nivel județean, avem noi adunarea anuală de prezentare a activităților și a planului de măsuri pe 2023. Un punct care este imperios necesar este modificarea, actualizarea statutului cultului eroilor, datorită faptului că la nivel național au intervenit niște schimbări necesare de altfel și obiective datorită realităților românești de astăzi. Asociația Cultul Eroilor, sub filiala Mănăstirii Cașin, a fost apreciată cu calificativul de foarte bine pentru activitatea din ultimul an. Mulțumim! Totodată, datorită rezultatelor obținute, sub filialei Mănăstirea Cașin pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2022, se acordă o diplomă de excelență, în semn de prețuire și respect pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor băcăuani care s-au jertfit pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc. Să o mânăm domnului președinte cu urări de succes și la mai bine!